Și ce mi-a plăcut mie cel mai mult? Bine, sigur, mie asta îmi place întotdeauna, vara. Vara, când ați m-a răstăsat pe mine singur. T-amintiți? Niciuna nu erați. Am câteva zile acolo la soare, la plajă. Da, dar când n-ați fost voi, am avut-o pe Ana, am prezentat cu ea. Ana Baniciu. Amintiți de Ana Baniciu, da. Și a venit pe la noi nebunii din Asia Express. Vârciu cu Andrei. Cu Andrei. Cu Ștefănescu, da. S-au mirat că nu sunteți voi pe acolo. Păi da, bravo. Nu prea v-am dus dorul dacă e să mă întrebați acum. Unii erau la Santorini, unii erau în... Și cu noi acum ce să... Rău le-a fost. Hai să vedeți cum e să mă descurc eu singur la muncă, fără femei. Eu știu că era o bucătărie aici. Unde e? E în oglindă studio, ia-l studio. Noi de-aia am venit. E în oglindă? E în oglindă. Aici nu fac ăia mici amărâți de nu mai fac ăștia cum ei. Nici... Nici bere. N-aveți bucătărie. Da, aici păi, fac, să mergem dacă nu au bucătărie. A, uite, stai, băiatul ăla care face Instastory. Asta, unde ce faceți? Bună dimineața. Dați un pic un cadru pe rochi pe loc. Prin plan venim. A seara. Mi s-a ridicat. Nu, arăți foarte bine. Bună fel asta de a câștigat Asia Express. Salut, ce faci? Salut. Vino și tu. Vino și tu. Da și tu. Da și tu. Salut, ce faci, mă? Salut, mă. Stai, mă. Salut. Vezi, am câștigat, ce bine că am câștigat. Băiatul care trăiește tinerețea a doua oară. Hai să ne pupăm așa cu toții. Ce bine că ne revedem. Ei sunt cei care nu au câștigat. Suntem de bucurie că ne revedem. Noi am câștigat, dar după. Prima întrebare. Știi de când pregătesc întrebarea asta pentru voi și de când mi-am dorit să stai aici? Păi scara se rupe, Nu te-ai pus pe taburetele astea de oaie. Se ia scamă pe pantaloni. Cum a fost în Asia Express în final, băieți? Frumos la televizor. Cum a fost să pierdeți Asia Express, băieți? Se rupe ăla, lângă mine. Nu știu ce final ați văzut voi, dar noi am câștigat. Da. Nu știu ce s-a dat la televizor. Nu știu ce s-a dat la televizor. Și acum așteptăm premiul. Nu știu ce e cu el. Că n-a venit premiul, asta e parte doua. Dar noi, de fapt, am câștigat în ochii telespectatorilor și în ochii mamei mele. Și în ochii deci să nu se rupă cumva aia cu tine, te rog. Cu ei, dacă se rupe cumva, nu e o problemă. Dar cu tine, dacă se rupe, să fie nasol. Okay. Vrei să spun un secret? Nici în ochii mamei mele n-am câștigat. Și mama s-a uitat ciudat. Cum mă n-ai putut să... Ne-a iubit mama ta? Da, da, foarte mult. Stai mama un pic, ta ne-a iubit? Stai. De fapt și mamele voastre. Nu, numai mama, cred că și tata un pic față. Ce întrebare asta e? Asta era, cum a fost să pierdeți Asia Express? Vezi cum senzație. Te poți cu ea că azi prezintă. Eu nu mă bag. E foarte tare să pierzi, e senzațional. Să știi că e foarte tare pentru să pierzi. Pentru cei ce n-au făcut. N-au pierdut! N-au pierdut! Pentru sunt curioși, vă dorim și dumneavoastră să pierdeți. E foarte tare, ce senzație minunată. E mai aproape să ne strângem să facem... Mai din cauza lui. Asta e ideea, că din cauza lui am pierdut. Că eu eram primul acolo. Da. Numai că, ce să zic? Avem niște imagini de acolo. Da, dacă aveam o grenadă în imaginile astea. O grenadă dacă aveam. Mi-ar fi trebuit o mitralieră aici. Pe bune că aveam niște clienți mulți. Aici le-a spus că au câștigat. Aici au câștigat. Ce mai dezgropăm acum niște imagini care au fost date la televizor? Ce faceți, mă? Puneți mă altceva. Voi ați câștigat în inimi. Și ea plângea, mă. Ce drăguț. Nu e frumos să dați imaginile astea cum. Băi, gata, mă, hai să nu mai dezgropăm niște lucruri. Superă, băi, nu. Ce să? Asta e un pic, a fost cu bani premiu? Da. Oricum ce? Foarte urât, foarte urât. Bani câștigat, da. Adică nu. Cum nu? Nu. Bine, ne ridicăm și plecăm. Noi ne-ați adus aici să râdeți de noi. Ia stați, mă, așa. Stați așa. Și ele și plâng, sunt supărate. Luați imagine că au apucat. Supărate. N-ați trezit de dimineață. Bun. Una la mână. Am venit, pentru asta am venit. Am venit. Mi-am dat imagini cu Asia Express, cu premiul ăla de nu a venit pe la mine niciodată. Rău n-arăți. Nea Mărin plânge că nu i-am dat banii și că vrea banii. Iar. Tu n-auzi că n-am câștigat Asia Express? Că câștigam să dădeam banii. Liniștește-te, mai am un pic la el. Cât mai și a spart geamurile de nervi. Zi o sumă, zi o sumă cât nu pot să zic, suma, dar mai am. Are de primit. Aia că se roagă de bucună. Are de dat, nu de luat, asta e important. Foarte greu să l-a invitat pe ăsta în emisiune. Nu, tate, te ascultă-mă pe mine. Dacă tu mai ai pe mine invitat și tu te descurci cu un nebun în platou, asta înseamnă că o să ai o carieră genială în televizor. Andrei, dacă vă descurcați cu noi, dacă nu vă descurcați cu noi, înseamnă că nu o să aveți nicio carieră. Zi-mi vârsta. Nicio carieră nu o să avem. Într-o asta de... Zi-mi vârsta. Câți ani ai? Vârsta, că vreau să te fac celebru pe Instagram. Momentan, acum am 18.
Am 24 de ani. Vă invit la cei 24 de ani să-l urmăriți pe domnul Liviu Vârciu pe Instagram. De câteva săptămâni are câteva... Postează în continuu. Postează niște Instastory. Am învățat să facă Instastory. Am sacou pe tine. Nu, am învățat să pună filtre, am învățat să facă de toate. Nu, fiimea m-a învățat. Chiar ieri mi-a arătat că eu făceam... ciudat tare. Deci ca și cum aș vrut să merg la băneasa de la Romexpo și am luat-o pe la Unirii. Așa. Cam așa. Da, vreau să te întreb, de ce te-ai pus în fața mea? Am fost tot timpul în fața mea. Ai fost în fața mea până în Asia, după aceea n-ai mai fost. Imagini pe care nu le-a văzut nimeni. Ia-o! Imagini pe care nu le-a văzut nimeni. De la Asia pe care nu le-a văzut nimeni. Aaa, să vedem. Nu le-a văzut nimeni. Vă zic eu, nici voi, nici ei de acasă nu le-a văzut. E nasol. Nu le-am văzut, dar le-a trăit. Să vedem dacă vă amintiți de ele. Mă las cu imagini și le întreb pe Vârciu dacă își amintește de ce a făcut acolo. Ia. Ce ori. Pentru cei care au fost în story și ne-au văzut până la final, era o bucățică de pui crocant. Și două, trei feliuțe de cozonac, cel cu tobiță. M-am omorât cu cozonacul ăsta, dă-l dracu de cozonac, să ne aducă niște cărniță. Tobiță. N-am mai mâncat de două zile. Piftie aveți? Piftie. De aia care... Salată beof. Exact, o ciorbiță de curcan. Afumătură. O ciorbiță de fasole cu niște ceapă. Da, roșie. Da, vine să plâng. Ce ți-am cerut eu, Doamne, și ce mi-ai dat? Aia. Așa. Plătim... Plătim dublu, triplu. N-avem cu ce. Noi plătim așa. Teoretic. Dacă stați acasă și... Avem un portofel wireless, se poate? Deci, dacă stați acasă în patul vostru și vă simțiți bine, să vă gândiți. Să nu mai plecați de acolo. Să dea Dumnezeu să vă ridicați când ne-am ridicat. Hai, vă pupăm, pa! Ce fac? Da, e de pe Instagramul vostru. Bă, da, făcule, chiar așa rău a fost, nu? A fost de la noi. Doamne, băi, știi ce? Am spus tot timpul și nu... Am slăbit intelectual, că dacă am spus, nu știu mai mă ducea. Eu am mai slăbit cu rău, Gaicu. Ideea e că la televizor fetele cunosc treaba asta, nici n-au vrut să se împrietenească cu noi, că noi am mai vrut. Wow, competitive, mă! La televizor s-a dat 2% și mor pe treaba asta, că toată lumea, și am spus-o și la Dan, toată lumea spune, domnule, chiar era pe bune, era fake, era... Băi, 1% din tot ce s-a întâmplat acolo a fost 1%. Și cam asta a fost discuția despre asta. Am trăit greu, Gogul. Andreiuță, cum a fost în vacanță? Unde ai fost? Hai să vă spun cum e în vacanță. Ai fost în vacanță? Când te duci în vacanță cu copilul, a, da. E ca și când n-ai avea. Da. Deci este, a fost foarte drăguț că am schimbat loc. Ai pârlit un pic. Da, m-am pârlit că trebuia să stau după ăla mic. Și când dau seama, alergam prin soare pe acolo. Dar e bine că ai alergat după el în alt peisaj. Asta e foarte important. Eu știu. Am doi și știu cum e. Să vă întreb, am fost în vacanță? Nu știm. Nu știu, da. Dacă aveți ceva imagini din vacanță, să-mi arătați și mie pe unde am fost. Ai după copil când face 1, când face 2? Nu când face 1, când face 2. Când doia razna așa și nu se mai oprește. Și se duce, calcă pe ceea ce a fuleu oamenilor. Ia de acolo tot ce au oamenii. În rest a fost ok. Știi că ea din caracterul părinților, să știi, adică... Măsa e, măsa ce femeie. Eu știu pe măsa că e de la Deva, de la mine, deci clar e bine. E de fapt cu tăticul seamănă. Are ochii lui măsa, are, că știți vorba aia. Gura măsii, ochii măsii. Are tot de la măsa. De ce nu l-ai pus în lesă, mă? N-am găsit așa ceva, așa lung n-am găsit, Gogule, că umblă. Aveai de cum sunt alea pe buton? Zice Liviu, are experiență. Trebuia să-i pun un wireless. Trebuia să pun un de la GPS, ce trebuia ca să mă duc. Era aia, cocurel la gătrează. Ce v-ați gândit? Cum? De ce l-ați luat din start? Noi ne-am gândit că facem să fie o vacanță frumoasă. Da. Ceea ce a și fost. Cât are el acum? Un an jumate. Eu mă gândesc, e vârsta aia la care abia luat-o din loc. Când vrei să vorbești, ridici două mânuțe. Așa că vacanța mea a fost drăguță. Dar da, prezentatoarea să spună ceva. Spune-mi. Eu mă gândesc când o să vină Fitu și o să bată la ușă la domnul Vârciu să o ia pe fata. Uite așa ochiul să plece Fisu, uite așa cu niște ochiul să plece Fisu. Cum i-am eu acum eu așa? L-am învățat să nu vină pe ușă niciodată. Are un gard frumos, Liviu. Sari, te duci, tăticule, pe partea aia, știu eu cum să știi. Să vină să dea de mâncare la câini dacă vrea să nu jucă. O să înghete, nu o să știe nimic. Domnul Vârciu o să fie cu mâini pe piept când o să vină la micul să bată la ușă, că na, peste 18 ani nu știi da, dacă mai... Corect, care ce vreți să zici, măi? Că nu te cureți repede după cum arăți. Jimmy, fii atent! Hai, măi, Liviu, tu nostru! 38, 78, 78, 78, 78, 76.
Nu, la 56 plec eu. Unde plec? Pleci unde? Dacă în Germania. Am zis, vând ceva. Vând tot. Unde pleacă ăsta? Are să ia niște training-uri mai ieftin din Germania. Auzi, ai mai cântat? Asta voiam să zic, că ei au piesă. Știm noi în Vietnam niște shop-uri. De unde să cumperi chestii? Gata, stați că s-a ridicat prezentatoarea, stați așa. Nu era în picioare? Spune-ne, Ana. Nu, mai bine să ne ai picioare ca așa. Când lansați melodia aia drăguță? Tu e pe toată lumea șteaptă cu muzica, dar n-a scos nimeni nimic, dar tu vrei nu, să cânti. Nu, mă, nu, ei chiar au o piesă foarte ei mișto. Ei ne-au povestit nouă, Nasia, că vor să scoată piesă împreună. Ei au o piesă foarte mișto împreună, dar tot te vită. Avem evită, o piesă frumoasă împreună. Mesajul e ciudat acum, dacă o scoatem împreună. O să zică lumea. O să sune un pic. Mesajul e, nu e chiar... E inspirat din viața. Ce să zic? E inspirat din viețile noastre. Da. Dar nu, avem niște separat. Avem niște separat, probabil. Dacă e asta inspirată din ea, vă dau eu altă piesă. Stați așa, că mai avem din Asia Express, să mai învârtim puțin cuțitul. Rană, că am auzit că... Lăsați-mă cu Asia Express. Singura circumstanță când Vârciu a mai avut succes cu muzica a fost acolo, în Asia, că nu știa nimeni piesa. Hai să vă arăt. Deci, hai să a avut un succes, real succes. Ce cânta Vârciu în Asia, priviți. Ia. Ochii tăi mi-amintesc când nu te iubeam și cum ca doi copii în brațele strângeam. Mi-amintesc când îți spuneai că mă iubești, dar nu înțeleg acum de ce mă părăsești. Trăiesc înconjurat doar de oameni.